copii mamale frumoase, Semină, cu bucurii tuturor doamnelor și domnișoarelor din Sibiu, dumneavoastră reprezentantelor presiei de asemenea, să vă dea Domnul să fiți împlinite, pentru că în momentul în care o femeie este împlinită, este și mai frumoasă, și mai înțeleaptă, și mai răbdătoare, și mai bună. Deci, toate gândurile mele bune se îndreaptă către dumneavoastră, către doamnele și domnișoarele din Sibiu. În același timp, mi-aș dori ca gândul nostru în această zi a soțiilor și mamelor să se îndrepte deopotrivă și către femeile care se confruntă cu probleme. Fie că este vorba de boală, fie că e vorba de sărăcie, fie că e vorba de violență. Cred că nicio femeie nu merită să fie jignită, nu merită să fie neprețuită, pentru că până la urmă în femei constă viitorul acestei națiuni, ținând cont că mamele sunt cele care lasă în urma lor copii și care duc mai departe tot ce avem noi mai bun și mai frumos. Știți că ne-am confruntat cu o situație dramatică în București, un atac extrem de violent împotriva unei soții, dar și împotriva altor persoane care nu aveau nicio vină că se aflau în acel moment, în apropierea unei victime a unui agresor extrem de periculos. Țineți minte că acum 2 săptămâni am avut o conferință de presă și salutam adoptarea în Parlament a unei legi pe care eu am inițiat-o privind violența domestică, privind combaterea și prevenirea violenței domestice. Poate că atunci legea a trecut ca oricare lege care se adoptă prin Parlament și n-a fost conștientizată valoarea reală a acestei legi. Astăzi, după un asemenea eveniment tragic, înțelegem mai bine ce aduce în plus acea lege privind combaterea violenței domestice. Vă spuneam că prin acea lege avem un instrument rapid și eficient de luptă împotriva violenței, de apărare a victimelor împotriva agresorilor. Acel instrument se numește ordinul de protecție. Prin legea pe care am inițiat-o, orice femeie care este victima unui agresor poate să solicite instanței un ordin de restricție și în felul acesta agresorul este ținut departe atât de victimă cât și de lider, familie, prieteni sau locul de muncă al persoanei agresate. Mai mult decât atât. Un instrument extrem de important. Și judecat acum prin prisma acestui eveniment tragic, sunt convinsă că veți înțelege. Prin ordinul de restricție, o victimă, dacă aduce la cunoștința instituțiilor faptul că agresorul deține o armă, este obligat acesta să predea arma. Vă dați seama că dacă această lege ar fi fost în vigoare, dacă instituțiile statului și-ar fi făcut datoria, pentru că aici vorbim și de delăsare, o reprezentanță a instituțiilor statului atunci când o femeie disperată apelează la lege și la toate căile legale pe care le avea la dispoziție pentru a-și apăra viața, poate că ar fi fost prevenită o asemenea tragedie. Mi-aș dori ca prin intermediul dumneavoastră toate femeile, toate posibilele victime ale violenței domestice să înțeleagă importanța acestei legi, să o cunoască și să apeleze la ea. Fac prin intermediul dumneavoastră un apel.
Și spun în principal femei, pentru că 92% din cazuri e vorba de femei în cazurile de violență domestică. Să apeleze la lege, să nu stea, să îndure în familie, să nu cadă pradă mentalității românești, în baza căreia dufele murdare se spală în familie, nu te duci în fața comunității să-ți prezinți problemele. Și această mentalitate trebuie lăsată la o parte, pentru că atunci când vorbim de violență domestică, nu e vorba de rufe murdare în familie. Este vorba de suflete murdare. Este vorba de un atac împotriva unor suflete care ar trebui să fie apropiate și într-un spațiu care ar trebui să fie al echilibrului și al înțelegerii. Va exista în curând o lege, pentru că ea se află în momentul de față la promulgare și toate victimele violenței domestice vor avea un sprijin prin această lege, un sprijin pentru a încerca să-și găsească echilibrul și demnitatea și sănătatea și să-și apere viața.